Dragilor, al doilea episod al podcastului La Psiholog, o aducem fața voastră pe Tili Niculae. O femeie de o energie debordantă care atunci când intră într-o încăpere schimbă energia locului. Tili este actriță, om de radio, de televiziune, om de bine, blogger de parenting, mamă, nevastă și mai nou, studentă. Draga mea Tili, draga mea ce-ți mulțumesc că ți-ai făcut timp că știu că faci multe și ai timp puțin și îți mulțumesc și -ți sunt recunoscătoare că ești astăzi aici să vorbim așa de lucruri prețioase și profunde și despre tine, să te aducem pe tine aici în fața celor care ne urmăresc. Îți mulțumesc frumos pentru invitație. Da, fac foarte multe, dar cred că noi toți facem foarte multe și cred că e pur și simplu o treabă de prioritate. Adică dacă îți dorești să faci ceva, faci și găsești timp. Chiar râdeam, scuze, fac o paranteză. Rădeam cu o producătoare, mă rog, pentru piese de teatru și zicea, cum ești cu timpul? Și zic, sunt full, dar zic, găsesc timp, vă vedem cum. și deci, cam așa. Ai vorbit de teatru. Vreau să o luăm așa un pic înapoi și să începem cu momentul în care ai debutat tu la, în serialul de la blog. Oh, am crezut că mă luai cu facultatea, cu A. liceu, cu specialitatea, cu <laughs> cum am ajuns eu să fac lucrurile astea. Eu știu că erai foarte tânără, poate chiar erai adolescentă când ai început. 16 o... ani. Cum a fost să crești în lumina reflectoarelor, Tili? Um, N-a fost în niciun fel, deși pare înțelege, adică toată lumea se așteaptă așa la o poveste, uh, wow, așa, mamă, că am lucruri multe de spus. N-a fost în niciun fel, pentru că uh, am venit într-o familie modestă, uh, în care eu, uh, de fapt, scopul meu era ca să-mi ajut familia prin uh, ocazia pe care am avut uh, cumva să câștig acești bani. Și oricum făceam ceea ce făceam, adică în liceu, pentru că primul serial a fost în familie, la Prima TV. Și faptul că au venit să mă ia după două săptămâni, eram obișnuită cu castingurile, pentru că pe vremea mea erau ziarele și mama mea, de-a lungul anilor, până în perioada adolescenței, m-a plimbat pe peste tot unde se putea plimba și am avut acces la o grămadă de emisiuni, la o grămadă de proiecte. Și faptul că am, nu neapărat că am luat castingul, dar faptul că eram în televiziune, nu era ceva care să zic, wow, ce noutate, știi? Era, wow, ce oportunitate, pentru că interesul meu era să câștig bani și interesul meu era să-mi ajut părinții. Ai mei erau foarte încântați de, mamă, ce ai face fata lor, mm -hmm. uh, pentru că, evident, că și uh, direcția mea a fost într o neîmplinire a mamei mele, că așa dori să fie balerină, n-a fost, datorită situației financiare, și a zis, dacă vreodată o să am o fată, fata mea va face și va drege și așa mai departe. Norocul ei a fost că a fost și ambalajul clientului, înțelegi, pretabil pentru meserie. Și că au fost oameni care au crezut în mine, pentru că noi nu ne tragem dintr-o familie în care mama știa pe nu știu care și că vorbește pentru fata ei și să o lanseze pe fata ei, deci nici de cum. Erau niște oameni și sunt niște oameni simpli care pur și simplu asta s-a întâmplat cu fata lor, știi? Deci ai fost un potrivit, la loc cu potrivit și ai avut și talent. Și foarte multă muncă. Și foarte multă Chiar ieri vorbeam, am avut o întâlnire cu vreo 11 femei care au licitat pentru mine. S-a făcut o strângere de fonduri pentru comunitatea la primul bebe pe care o are Atena Boca. Și au dorit să se întâlnească cu mine și au plătit bani să se întâlnească cu mine. Și aseară am vorbit cu ele și le spuneam fix treaba asta. Că foarte multă muncă, foarte multă determinare și cred că dacă n-aș fi venit din familia și mediul în care eram, adică cumva că nu am avut de toate, că nu ni s-a cuvenit totul, nu cred că aș fi rezistat mental și emoțional, fiindcă este o lume, și prea puțin știu, este o lume dură, este o lume în care nu te poți integra și niciun caz o lume în care să-ți găsești liniștea. Să zici, da, e ok, astăzi am filmări de la, nu știu, 9 la 4, după care mă văd cu prietenii, mă să mă întâlnesc, am nu știu ce petrecere. Eu nu știam de program, nu exista un program, Ba mai mult minusurile că era mică, nu aveam mașină, era independentă de ceea ce însemna transportul de la filmări acasă. Eu am locuit în Ozana, în zona spre Paladi, adică la vremea respectivă de la blocul meu se vedeau vacile pe câmp și practic făceam foarte mult timp pe drum până ajungeam în Buftea. Uh, și toți banii mei cheltuiam pe abonamente, pe lucrurile uh, igienice de care aveam nevoie pentru fiecare adolescentă, că lumea mă înțelege, și pe uh, taxurile pe care le plăteam pentru că nu mai puteam de oboseală și plăteam, cred că, cam 150 de lei ca să mă aducă din buftea uh, în București. Pentru că erau foarte puține companii de taximetrie la vremea respectivă, nu mai vorbim de uh, Uber, Bolt și așa mai departe. Deci șoferul meu... <laughs> am putea spune cumva că n-ai avut alternativă sau că pentru a nu mai fi viața aia atât de modestă a trebuit să reziști într-o lume atât de dură? A, nu că nu am avut alternativă. A fost o treabă în care acasă ți se spunea tu ești făcută pentru asta. Evident, eram un copil. De cine ai fi putut să asculți dacă nu de părinți? Nu ne-am avut și avem o relație foarte bună. Și când mama ta îți spune, tatăl tău, faci foarte bine ceea ce faci, eu n-am auzit niciodată acasă, nu ești bună, nu e suficient de bună, nu faci ce trebuie. Dar nici nu am auzit, ești cea mai bună, pentru că mereu era cumva gândirea asta, uite măi mamă, dacă întâlnești pe cineva și este mai bun decât tine, învață de la el, nu-i fi invidioasă, nu, știi, adică cumva să nu fie treaba asta, calcă peste cadavre și tu să faci să fii acolo, înțelegi miezul. Nu, nu a fost treaba asta, știi? Uh, și cam așa au fost lucrurile, adică a fost practic o inconștiență, n-a fost ceva, eu îmi doresc neapărat, deci o să fac tot posibilul să rămân aici, eu, nici de cum. Mi-aduc aminte că se făceau coperți cu diversi colegi de-ai mei și eu niciodată nu eram luată pe copertă, adică eram tot timpul ori în, cu alții, că eram, na, cum ar veni, toate personajele, da. dar niciodată nu eram luată pe copertă, știi? Niciodată n-am avut treaba asta să mă gândesc, mă, dar eu de ce nu, ei de ce da, care e problema cu mine, niciodată nu m-am gândit așa, niciodată. Nu am avut niciodată issue-uri, nu știu cum să zic, pare dubios, dar nu le-am avut. E minunat că spui asta. Da, știu. Vreau să zic că am fost la un moment dat și că a venit Ester Perel la noi în țară la un moment dat, a, a, a fost conferința da, lui Gaspar și am fost invitată și la un moment dat, în fine, să discutați relația cu părinții, cu familia, cu nu știu ce, și la un moment dat zice, dar există vreo singură persoană care a avut o relație ok cu familia? Și zic, băi, eu n-am cum să nu ridic mâna, pentru că ce fac, nu ridic mâna ca să nu se simtă prost ceilor? adică this is my life, asta a fost viața mea și am ridicat mâna și m-a invitat pe scenă. Și m-a întrebat cum, adică în viziunea mea, cum a fost ok și ce am zic, eu nu am trăit umilită, eu nu am trăit bătută, eu nu am trăit bajocorită, eu nu am trăit de către părinții mei, nu știu, să fiu un stres că dacă nu faci aia nu ți se întâmpla, adică să fii condiționată. Zic, părinții mei, eu atunci aveau, cred că până în 70 de ani și zic că eu încă îi mai văd pe ei mei cum tata o ciupește pe mama de fund, înțelegi cum vine cu uh, floare la mama, cum ei se țin de mână împreună, cum ei mănâncă în continuare la masă împreună, cum dorm în pat de 50 de ani de căznicie, adică sunt niște lucruri care sunt sefeuri. Da, ai fost foarte norocoasă că da. în generația părinților tăi și părinților mei lucrurile n-au fost așa, adică nu era așa în majoritatea familiei. Și dacă am fost norocoasă sau am fost... Uh, Uh, celula de energie de acolo de sus, care a avut nevoie să vină în familia părinților mei, pentru că ei erau ceea ce trebuie, și la rândul meu aveam să fac alte lucruri la rândul meu. Uh -huh. Foarte frumos spus! Da. Ai spus cumva că. Mama ta și-a dorit să fie balerină, n-a reușit să facă asta și cumva te-a dus pe tine și colo și colo și colo, poate și pentru a-și împlini nevoia asta a dânsei. A da, cu siguranță. Cum a fost pentru tine? Să vezi că totuși, poate tu ai fi ales tot asta? Nu, pentru că ea a fost bătăioasă de mică, adică ea nu prea avea cu cine să converseze foarte mult. Eu când spuneam o treabă, așa era, ea putea să zică dau timpul și mai înapoi și la liceu, de exemplu, când am terminat eu clasa 8 era uh, de până depunerea dosarelor, nu exista ceea ce se întâmplă acum, adică intri online, ai varianta de 130.000 de licee da. și la un moment dat trebuie să intri la unul. Și trebuie să înțelegi unul singur pe baza medii și dacă până la ora 6 nu reușeai să depui dosarul, se considera că nu intra la liceu respectiv, nu avea legătură cu media și tot urma să te duci la profesională și mai vedeai după un an când puteai să faci transferul sau na, rămâi acolo, ce să vezi, înveți o meserie. Și mi-aduc aminte că tatăl meu a chemat poliția, în fine, s-a lăsat cu, 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 mari conflicte acolo, ai mei nebuniți, cu un copilul nostru, nu știu ce, și facem, mama gata, mergem la, liceul de, de balet din București și vei fi balerină, mama cu balet, o ținea într -una. Eu am făcut balet, nu am făcut balet de performanță, adică nu era ca și cum că eram vreo strălucire, vreo arta pasiunii, vreo moartă căprioare, știi? nativ. Dar eram foarte determinată și am avut și profesori și ea să spun că sunt suma tuturor mentorilor pe care i-am întâlnit în viața mea și cumva uh, pentru că acasă, de câte ori mi era greu, tot timpul nu mi se spunea tu trebuie să faci asta cu îndrăgire, mi se spunea este păcat să renunți. Știi? Și switch-ul ăsta, băi, ai muncit, adică e să râne. ha, mă duc și astăzi, chiar dacă mi-e greu cu școala, mă duc și astăzi. Și uite, așa a trecut timpul. Iar la uh, liceu, să-i da Dumnezeu sănătate directoarei care m-a văzut uh, și mulțumesc maxim, îi spune mai mele, doamne este grasă. Și mama se nebunează, pentru că mereu am fost slabă, adică, și chiar sunt, adică o persoană, știi cum da. definim, știi, gras, slabă, adică, și zice, cum doamne este grasă? Mama panicată că intră fata la liceu profesional. <liceu> doamne, este grasă, nu are ce să caute la noi. Dar, zicea, doua zi, pentru prima oară la liceul din lipati care este lipit de noi, se deschide secția de actorie. Iar eu vă pe apotrivită pentru actorie și, practic, așa a fost tranziția mea. Eu, în seara respectivă, am învățat o poezie pe care mama mi-o recita când eram eu mică, se numea uh, Fetița Mamei Dulci. Am învățat un monolog. Eu eram oricum cu muzica, pentru că mai că m-am adus pe la Palatul Copiilor și am avut foarte mulți ani. Adică prima mea plecare din țară a fost la 12 ani cu avionul singură. Participam la festivaluri și cumva eram. Am fost expusă de mică, știi, în lumina reflectoarelor. Deci, iarăși, la nivel emoțional, n-am avut niciodată emoții, deși cumva sună dubios că ele ar trebui să existe, adică măcar să fie constructive, chiar dacă sunt emoțiile alea de bucurie, știi, să vii pe scenă. La mine, cred că era obișnuința, pentru că am fost expusă de mică și atunci cumva emoțional știam singură să mă autoreglez. Stim Cred că de, a, despre asta okay. e vorba, știi? Și am intrat cu 10 și mama era în al doilea cerc, a intrat cu 10 de parcă noi am fi toți, știi, reflectați de o notă. Așa, deși pe mine mama nu m-a crescut în spiritul ăsta, adică eu dacă veneam acasă cu șapte, cu șase îmi spunea perfect, știi? Dar era foarte fericită că na, copilul n-a ajuns la profesional și Asta a fost uh, direcția, de acolo practic, de acolo a, a, la două săptămâni a venit cei de la prima, s-a făcut casting, eu am luat casting, am intrat în serialul în familie, acolo m-am întâlnit cu viitorii mei colegi cu care am avut șansa și onoare să joc o, o parte scurtă din viața mea, uh, cu alianțitienii, cu, cu foarte mulți, cu foarte mulți. E, și tu liceul, da. l-ai petrecut între... Liceu, efectiv, orele Numai de la școală film mai. și filmări. Film am avut noroc că am avut foarte mulți profesori care, efectiv, m-au înțeles, fiind un liceu de uh, specialitate, cumva pentru ei era o onoare. Adică la mine, la liceu, acolo evident că se cântă, se studiază tot felul de instrumente și uh, colegilor mei li se întâmplau lucrurile mult mai târziu, pentru că atunci când vorbim de ani de studiu, tu nu poți să te duci să fii într-o orchestră sau să fii în spatele unui band sau să fii parte din ceva, pentru că tu ai nevoie de studiu. E, la către era un pic diferit, știi? La noi producții de film nu se întâmplau la momentul respectiv. Am fost deschizător de drum, ca să zic așa, la ceea ce se întâmpla seriale și cumva pentru ei era o mândrie, știi? Pentru că cumva când tu erai întrebat în interviuri dar ce studie sau unde ești, tu spuneai din pati, secția actorie, știi? Am avut și o dirigă extraordinară care m-a susținut în relația cu profesorii, dar marea majoritate a profesorilor erau de specialitate. Că vorbim de dicție, că vorbim de improvizație, că vorbim de ritmie, că vorbim de multe alte lucruri și m-au înțeles foarte mult. Și nu ți-a fost greu? Mi-a fost imposibil. Aproape spre imposibil. Dar mi-a fost foarte greu la ce nivel. ți uh, țin minte și acum, doamne, am o colegă, Ioana, Ioana Rufu, și ea a fost la facultate. Uh, și îmi spune, zice, Tili, nu o să iei niciodată. Zice, avem examen. Examen, Tili, tu îți dai seama examen. Și tu ai intrat și ai spus, îmi cer scuze, am 30 de minute la dispoziție. Ce trebuie să fac? Uh, nu era examen scris, era examen din ăsta, adică de mișcare scenică. Și mi-a dat că așa ți se dă, adică ți se dă pe loc ce să faci cu mișcările în timp ce și vorbești și ce reci și ce mai te pune acolo pe moment, la nivel de improvizație. Și mi-am zis, gata, ești admisă. Și mi-a zis, eu am stat, m-am stresat, nu știu și tu ai plecat. Cred că asta a fost, asta a fost rata mea de succes. Faptul că n-am venit într-o familie în care să se pună presiune pe mine da. și că ceea ce făceai era the best ce se putea face la momentul respectiv, mi-a dat această rată de succes succesul care să ne liniștim cu toții, care este diferit pentru fiecare în parte, nu mă refer la succesul, adică mă rog în fața publicului, ci de reușită, adică cumva că n-am pus presiune pe mine, nu și crezi că lipsa asta de presiune din partea părinților are legătură și cu încrederea în tine, și cu faptul că ești un motor și un, cum să zic, așa, un bulgăre de energie care schimbă. Cum am Eu sunt energia și Cum să fiu, cred că, cu, cu credere în mine dacă nu erau părinții mei? De ce mă raportez numai la ei? Pentru că mi s-a întâmplat, s-a întâmplat aici în facultate, în care, efectiv, um, hai să zic, abordarea față de mine a fost una josnică. Adică. Um, Până la urmă eram un student ca ceilalți studenți care îmi plăteam taxele la o facultate, care aveam dreptul la educație, care mi-am lansat uh, situația de la bun început, ca așa să teau lucrurile, adică eu nu aveam cum să plec dintr-un contract, care tu, în calitate de profesor, adică ar fi trebuit să înțelegi pentru că practicam o meserie, dar faptul că veneau, știi cum, mi-a luat foarte mulți ani să înțeleg, și atunci n-am portatură și cred că asta m-a ajutat, adică cumva să reușesc să termin și să pot să-i să dau înainte. Dar după ani de zile am înțeles, zic, nu aveam ce să cer mai mult. Asta au trăit ei, la vremea lor. Ei vin de pe vremea lui Ceaușescu, ei vin de pe vremea în care numai mai așa se face și așa spun eu și așa trebuie să fie, în care nu existau părtițe de genul ăsta, da, mai ok, tu ai filmat, hai că te înțelegem, lasă-i pe alții doi să vină, că ea trebuie să vină, dar du-te. Era un pic un dezechilibru și era un pic și incorrect față de colegii mei, dar pe de altă parte, totodată la fel de corect, de politic corect, că eram într-un contract și îmi practicam meseria, știi? Și înțeleg că au fost momente grele atunci. În care... Momente foarte grele. Momente foarte grele. Momente în care n-am fost păgată în examen, adică a fost la o pol opus. Po, opus de ceea ce am trăit în liceu și de ceea ce am trăit în general. Pentru că, și în general, am pornit cu profesorii mei care erau jurnalele pe vremea respectivă și îmi spuneau: Eu cântam la toate sărbările, făceam, participam la toate piesele, eu eram acolo. Și profesorii mi-a scris: Îmi doresc să nu te amesteci în salata de varză. și peste ani de zile, când voi fi în fața televizorului, să te văd să fiu mândră sau mândră de tine, după caz, că mi-ai fost elev, știi? Și a fost la polul opus, pentru că de la 0-8 și liceul 9-12 am avut susținere, susținere necondiționată. Știi? Și în facultate m-am trezit: nu ai ce să cauți aici, pleacă nu intri în examen, nu mă interesează, descurcăte. te îmi țin minte că îmi învățam monologul într-o cameră de 9 metri pătrați, unde aveam doar un culoar, că ai văzut dacă pui padina la dublu, adică unde să ai spațiu de mișcare, știi, ca să exersezi mișcarea scenică. Și îmi făceam pe replici sau la uh, respirație, când să mă întorc, cum să mă întorc, când să punctez, când să nu punctez, știi? Și să-i dai Dumnezeu, pentru că asta se întâmplă. Există oameni în viață care ți arată și care sunt acolo pentru tine și nu e după cum spun alții, cu energia lor negativă, știi, cu, cu credințele lor limitative. Iar decanul meu a fost Geo Saizescu. Și ponderea venea de la decan. Adică tu poate ca profesor nu doreai să mă treci. Pentru că ai considerat că nu merit, că n-am venit la ore, că whatever. Da. Dar decanul făcea 10. Înțelegi? Îndisizit. Și cumva asta a compensat faptul că alți profesori nu uh, n-au fost corect cu tine. Nu știu dacă a compensat sau dacă eu, de exemplu, am avut experiența fratelui meu, care fratele meu a dat de trei ori la facultate și cumva pentru că a mers către drumul ăsta de a face, de a avea un venit stabil, el și genul ăsta e serios, mă duc la... nu că eu n-aș fi serioasă, dar mă rog, sunt mai libertină, mai... hai că vedem noi cum facem, hai că așa. Și nu și-a terminat, nu și-a dus la bun sfârșit studiile și cumva am văzut stragălul cumnatei mele, cât de mult a insistat ea pentru facultate, pentru el și mintea mea a fost, eu indiferent ce se va întâmpla, va trebui să termin o facultate. Uh -huh. Și nu-mi doresc să merg pe treaba asta. Lasă-mă că toată lumea termină o facultate sau nu contează ce facultate sau uh, lasă că văd eu și dacă n-am terminat-o mai rău. Eu nu vreau să mă întorc în trecut. Eu trebuia să termin ce am determinat Nu stau să mă împiedic de din asta când spui tu că nu o să fac, că nu o să dreg Asta sunt ale tale, nu sunt ale mele. Eu știu că eu fac. Deci tu știi, de atunci, de la 20 da, de ani, am avut că ei proiectau pe tine propriile lor, nu știu, neputințe. Da, nu le duceam atât de mult în conștientizare, așa cum le-ai verbalizat tu, dar mereu am avut acest sine conștient în mine în care știam că nu trebuie să preiau. Ok, you just say it, make your thing, înțelegi că eu îmi văd de treaba mea. Și crezi că a avut, nu știu, legătură cu faptul că ai putut să faci asta, susținerea părinților și susținerea mentorilor din cu siguranță. Generală și liceu? Vorbind totuși de 12 ani de zile în care eu am fost susținută necondiționat, ne spunându-mi se niciodată tu ești cea mai bună. Spunându-mi se ceea ce faci este minunat. Acolo, pe bucățica ta. E minunat. Nu trebuie să știi matematică, să fii brici. Adică eu și acum, doamne, domnul Cipito a fost directorul nostru în general și profesorul nostru de matematică. Eu am avut parte de niște profesori cu har. Și atunci când tu știi să prinzi copii, să-i ții lângă tine, ei învață de dragul tău. Dar evident, fiecare învață cât poate, pentru că n-ai cum să fii bun la toate. Și mi-aduc aminte că tata la geometrie îmi studase formele, știi, și la un moment dat venise cu pătratul la școală. Și el îmi spunea, el îmi spunea Cătălina, era singurul profesor care îmi spunea Cătălina, ceilalți îmi spuneau Tili. Și îmi spunea Cătălina, ce vezi tu aici? Și ținea pătratul așa, știi, adică și mă uitam fix prin el. Nu văd nimic. Și făcea Cătălina, mă uită te odată, câte laturi sunt, ce vezi? Băi, deci prin el înțelegi, adică nimic, știi? Și îmi spunea, hai, fata mea, când și ceva frumos ca să-ți dau o notă, știi? Faptul că n-a fost Presiunea asta, cum măi, dar nu vezi, băi, dar nu te duce capul, băi, dar aceste umilințe gratuite, aceste etichetări stupide, știi? Pe mine m au ajutat să fiu ceea care sunt astăzi. Și oare de asta ești acum din nou studentă? Nu. Chiar m-am amuzat în momentul când m-am înscris, m-am înscris la facultate fără niciun, fără nicio direcție, adică îți dai seama, nu căutam să fiu studentă la o facultate, la a doua facultate, mai și aveam timp, știi, adică eram ce să mai fac eu cu timpul meu. Dar asta să mă gândesc, mai sunt totuși câțiva ani până când fac 40 de ani. Știam dinamica care se va schimba odată cu școala, pentru că am experiența de la Sofia. Am zis, ok, eu m-am toate acestei familii, acestor copii și zic, nu aș vrea peste câțiva ani să zic, mă poate aș fi dus să mai fac lucruri și uite, n-am profitat de timp. Știi? Conștientizarea timpului, că fă astăzi ce poți să faci și nu lăsa pe mâine. M-am dus complet la la această facultate. La această ce facultate, ce studiești și ce o să. Faci Sunt la cu facultatea Ia. UP din Pitești, la litere uh, română engleză Și, practic, eu m-am dus cu ideea în care am zis, uh, ok, ce știu, engleză, o știu bine, dar nu știu atât de bine. Uh -huh. Și zic, hai să mai impun ăștia în mișcare. Și vreau să spun că facultatea asta a reprezentat pentru mine un closure cu ceea ce am trăit eu în facultate, fiindcă am dat de niște oameni absolut minunați, niște oameni care sunt exact acolo cum au fost toți profesorii mei până în clasa 12-a. Aveai nevoie cumva de chestia asta reparatorie, Sunt știi? S-a fără, adică fără să caut, fără să... De să ți zis că instinctul meu, sinele meu divin, cumva a fost ancorat, a fost, nu știu, a fost acolo toate ceacrele alea, știi? M au, fost, aliniate. Exact, încât să mă duc țintă, fără să mă gândesc, adică să mă gândesc foarte mult, știi? Și S-a terminat acum a sesiunea și mi-aduc aminte că am sunat-o pe Diriga, care Diriga mea a fost și este în continuare profesoră de limba engleză, mă rog, s-a pensionat, dar are un centru de copii, centrul Elfi, și eu am sunat și am zis, doamna Crătescu, vreau să vă mulțumesc că după 23 de ani în liceu și facultate, eu, adică la mine era limba, în facultate în niciun caz, dar în liceu mai era, dar nu se făcea ca tare, că noi, adică dacă puteam să ne de la engleză să mai facem o oră de actorie, se întâmpla asta. După 23 de ani, adică eu am fost cu copiii de 18 ani acolo, plus tascurile pe care le am. Și îmi zice, mamă mică, dar ce a fost în capătul tău să te duci la litere, că acolo e foarte greu, înțelegi? Și asta să mă gândesc după ce am închis telefonul și zic, băi, fiu un mic sabotor. Adică, după ce câte lucruri fac și că sunt frânturi de timp pentru mine, zic, care a fost faza? Dar sunt convinsă că asta a fost closure-ul și lucrurile pe care oricum fac mai multe lucruri acolo. Sunt convinsă. Dar ce vrei să faci? Adică vrei să fii profesor, vrei să să fii și tu mentor pentru alții? Eu că zis, mă gândesc că poate are legătură cu. Eu am zis în felul următor: că eu de 11, 11 ani cresc copii. Noi n-am avut bone, au venit bunici ocazional când s-a putut, bunicii au o vârstă, adică nu e ca și cum că putem din neață până seara să-i sunăm și stați la noi aici, sunteți pe plantație. Uh, și am zis: trebuie să ai bun sens. Tot ce am făcut eu, toată uh, lupta asta mea în care am fost implicată cu legea de 1 iunie și mi-am scris: mulțumesc frumos că te-ai și un an de zile, te-ai dus pe la Parlament pe la guvern, pe colo, pe colo, înțelegi, te-ai luat din timpul tău că, uite, noi astăzi suntem liberi. Și am militat pentru că eu aveam timp cu copilul meu și sunt o grămadă de oameni care își doresc timp cu copiilor și nu-l au, înțelegi, sau nu știu să-și ceară drepturile. Apoi am stat să mă gândesc, zic, ok, Zic, că am făcut, m-am dus, am, sunt invitată să citesc cărți, să fac tot felul de activități. Trebuie să aibă un sens. Și zic, dacă sensul ar fi la final, cu siguranță ar fi să predau limba engleză, dar am stat să mă gândesc că nici de cum la școală, ci la grădiniță, pentru că acolo aș putea să-mi vin foarte ușor actoria cu predarea limbii engleze, pentru că acolo este foarte multă joacă. Și de ce avem noi toți nevoie? De joaca interioară a copilului din noi. Da, toți pe care eu n-am avut-o. Că dacă stau să închid paranteza mm. și mai întreba cum mi-a fost, mi-a fost greu din perspectiva nu a filmărilor, ci pentru că eu nu am fost copil până la o perioada în care trebuia să încheie acest ciclu. Cum spuneam, n-am știut de petreceri, n-am știut de zile aniversare, n-am știut să mă certe mama că vin prea târziu acasă, că ne-am la o oră, pentru că lucrurile astea nu se întâmplau, eu eram pe platori. Deci, practic, adolescenta din tine sau copilul din tine, fetița din tine, are, exact. a avut nevoie să-și mai trăiască un pic copilăria aia cu siguranță că a avut nevoie. Nu s-a întâmplat da. și, na, acum cumva știi cum fa să fie, să fie frumos, să trăiești frumos. Să fie bine. Da. Vorbeam aseară seară cu fetele cu care m-am întâlnit și toată lumea vorbea de partea financiară, că nu se poate, că așa, că prea puțin bani și am zis, zic, că, dar poate nu știți cum este când te duci și vezi în ochii unor oameni, pentru că eu am fost la graniță când s-a pornit războiul, n-am putut să stau acasă și am plecat singură de nebună. Și am stat patru zile acolo, zi și noapte, și zic, femeile alea care și ele aveau ca noi o casă, stau într-un loc cu chirie, unde știau confortul, care aveau un bărbat, care aveau familie, care aveau rude, care aveau jobul, și au plecat cu un ghizdan și un troller. Atunci ce mai faci? Nu trebuie de i înainte? Unde despre asta este vorba? Da. M-am gândit mult să te întreb de unde este nevoia asta ta de a ajuta? Pentru că ai spus mai devreme că ai fost, anul trecut pe vremea asta, erai la graniță, am văzut storiile tale, te-am văzut și la televizor că ai făcut asta. Uh -huh. Știu că, nu știu, ani de zile, poate că sunt 10, nu știu exact câți, ai fost ambasadorul unei asociații pentru copii prematuri. Că ai vorbit mai devreme de facultate, știu că vrei să inițiezi un proiect foarte important pentru fetele de la, de la facultate care nu au um, o situație materială care să le ajute să rămână în facultate. Iată câte și plus legea cu 1 iunie, că și datorită ție de 1 iunie putem să petrecem timp de calitate cu copiii noștri. Ce te motivează să ajuți? De unde e nevoia asta de a ajuta? Nu știu că e o nevoie. Eu cred că, așa cum se spune, e grijă de aproapele tău. Aproapele tău nu înseamnă familia ta, copiii tăi, bărbatul tău, părinții tăi. Înseamnă oamenii care te înconjoară. Pentru că mâine poți să fii și tu. Adică am văzut foarte multe documentare în, despre America și în America cu oameni care au avut o situație absolut grozavă și au ajuns oameni ai străzii. Da? Oricând roata se poate întoarce. Noi asta uităm. Devenim atât de individualiști încât asta uităm. Eu chiar dacă am spus că am avut o situație nu foarte favorabilă în copilărie, totuși am stat într-o casă curată, am stat în casa noastră, am stat cu familia mea, n-a fost plecat niciun părinte în străinătate, deci părinții mei au fost acolo. Dar, la rândul meu, eu am fost ajutată de alți oameni. La ce mod? Adică, dacă mama mea nu-și permitea, nu știu, să mă scrie la concursul nu știu care, care costa o sumă de bani, mama mea se împrumuta de bani. Și primea acei bani și mama îi dădea înapoi când se putea faptul că am văzut că alți oameni, știi cumva, au susținut treaba asta și pentru că mama la rândul ei și tatăl meu mereu au ajutat, au, din puținul lor mereu au ajutat, să s-a pus niciodată problema, du să zic că dar nu mă interesează, dar nu-i treaba noastră, nici n-au fost salvatorul poporului și al lumii, dar au ajutat și n-au făcut asta, hai să facem acum că suntem în postul Paștelui și că mi se întoarce în... Nu, așa am fost, așa am crescut, așa am... Și poate și de unde, la mine, eu am copilărit la țară foarte mult, știi? Ori la țară, acolo, toată lumea cu toată lumea. Adică dacă eu eram la, la țară, la vecinii mei în curte și ei mâncau, nu spuneau du-te acasă. Da? Cum e acum protocolar, nu te supăra, noi acum urmează să luăm cina, tu trebuie să te duci acasă. Și acum pe la noi pe la București, ca ce se întâmplă. Dar real, noi nu știm să avem această apartenență a comunității. Comunitatea nu înseamnă că mi-am format eu o comunitate, că am pe Instagram ce de oameni care mereu mă urmăresc. și comunitatea mea, mă, pentru că eu i-am adus acolo și mi se datorează. Nu! Oamenii cu care te întâlnești pe stradă, am fost la spital de curând pentru că Dragoș a avut nevoie de ceva uh, și m am dus cu el la spital și Dragoș era, uh, mă rog, uh, îl căutau medicii de de, de toate și uh, o doamnă a început să plângă. Inițial am crezut că i s-a făcut rău și m-a dus la dânsa, sunteți ok, sunteți în regulă, a început să plângă și mai tare. Să vă aduc o apă, adică asta înseamnă ajutor. Nu înseamnă că dacă eu m-am dus la graniță trebuie să te duci și tu, trebuie să te duci și colegul, nu înseamnă că ceea ce fac eu trebuie să facă și ce. Fiecare pe bucățica lui. Cred că orice lucru în care ți întreb colegul, ești bine astăzi? Cum ți-a mers ziua? Are tot un fel de ajutor. E foarte frumos ce spui, că practic ceea ce ai văzut în copilăria ta, ajutorul ăsta al comunității, ajutorul necondiționat, cum ai spus, nu îți dau de. adică nu hai să dăm mamă de Paște, că lasă să ne vină și nouă de Crăciun, ci pur și simplu ajutorul și cumva apartenența asta. Da. Este ceea ce ai purtat cu tine și da. asta a, cum să zic, a fost motorul da, a, pe ajutorului de pe care îl oferim în am, stânga și de Am niște vecine, îți dai seama că chiar dacă serialul la bloc s-a încheiat, eu stau la bloc și, în fine, și am niște vecine acolo și, mă rog, îți dai seama că de-a lungul anilor s-au tot pus problema dacă plecăm, dacă nu plecăm, dacă ne mutăm, ce facem, na, și cu apariția lui Radu și le făceau, dacă vă mutați, noi vă omorâm. Mm -hmm. Pentru că I-am adunat așa pe toți, știi, și îmi place. La mine nu există ușa închisă mai deranjat Ok, am și limite, adică dacă nu știu, nu sunt disponibile sau am treabă sau nu mă simt ok, adică știu să spun, nu trebuie să inventez motive, știi, ca să te ajut pe tine să nu te simți prost. Nu, spun, înțelegi, sunt obosită, sunt în pat, ne vedem altă dată, bai, înțelegi, nu stau să intru în detalii. Dar overall, ușa este deschisă, așa am crescut și pe Sofia, așa l-a crescut și pe Radu, așa l-am învățat și pe Dragoș. Dragoș nu-și vizitează vecinii, că lui este rușine că el așa a crescut. Cu rușine. Eu nu am crescut cu rușine. Eu am crescut în comunitate. Ce frumos! Și cumva mi-ai răspuns la întrebarea pe care totuși o să ți-o pun, că vroiam să te întreb dacă nu dai prea mult și nu rămâne prea puțin pentru tine. Îți ai spus că poți să spui nu. Da, exact. Cine stabilește că dai prea mult? Tu! Și cine poate să pună limitele? Tot tu, nu? Adică apropiați persoană. Deci cumva nu dai atunci când să zicem că, nu știu, mai ai puțină apă în paharul tău, știi că e pentru tine și că tu ai nevoie dar ca să fii bine și pentru copii dar, și pentru da, familie. Da, e vorba de asta, să fiu bine pentru mine. Pentru tine, normal. Am învățat să mă prioritizez foarte mult pe mine, adică acum, în urmă cu vreo șapte ani, era totul copilul, prima, așa era piramida, copilul, apoi Popescu, soțul... Toată lumea pe lângă familie, tot ce vrei tu, și bă, bă, a noastră, și bă, auxiliar, Sinsă. și tot ce vrei tu, așa, toată lumea. Și undeva, undeva departe eram și eu. Până când uh, au fost niște căutări în mine și era ceva ce nu puteam să identific. Era ceva ce simțeam, ce nu-mi dădeam seama ce era. Uh, cred că era un soi de anxietate, știi? Uh, și am început niște căutări și am început niște schimbări cu mine fără să merg la uh, terapeuți fără să mă duc uh, să am consiliere uh, mi-am pus foarte multe întrebări Dragul și am că eu sunt nebune de atâtea întrebări pe care mi le pun și eu gândesc foarte mult și azi la ce eu gândi atât de mult nu înțeleg, știi? dar întotdeauna caut răspunsuri și ce ai găsit atunci? Ce, adică ce, ce te-a determinat să zici ok, de acum o să că fiu și eu că dacă eu mâine eu... mor, viața fiecăruia continuă despre asta este vorba. Și noi suntem toți muritori. Adică la un moment dat fiecare dintre noi moare. Și întrebarea era, îmi doresc să mor uh, asfixiat, adică că toată lumea vrea câte ceva de la mine? Sau îmi doresc în care toată lumea să-mi respecte, să respecte și mie spațiu în care să înțeleagă, n-am spus stop, apoi e stop. Și când că ne oprim, ne oprim. Și cum a fost că una este să conștientizezi, durează până internalizezi și durează foarte mult până încep să aplici. Cum a fost să aplici? Cum a fost prima oară când ai spus nu? Sau primele dăți în care ai, ai pus o limită? a fost foarte greu, nu pentru mine. Păi. A fost foarte greu pentru cei din jurul meu, pentru că, evident, de ce făceau, de ce făceau ei treaba asta? Cine i-a învățat? Eu! Înțelegi? Adică eu am sabotat singură, eu mi-am dat la temelie singură. Tu i-ai învățat și că era... ești tot timpul pentru ei. Da, acolo. și au fost, de seama, reacții din astea extrem de agresive. Dar ce ai? Dar ce te-a apucat? Ce-i cu tine? Dar ce cu tine? Dar ce înseamnă asta? Dar ai nebunit? Dar înțelegi? Uh -huh. Azi așa, mâine așa, păi mâine așa, până când, când am zis nu e nu. Acum eram la tine știi, și m-a întrebat Dragos, ai tu pe Sofia la patru jumate? Nu, că nu termin. Dumnezeu știe dacă termină sau nu terminăm. Eu mi-am pus marja că nu știu dacă termin. Înțelegi? Minunat. Despre asta este vorba. Minunat. Um, aș vrea să-mi... Hai spus de Sofie. Uh -huh. Am vorbit un pic și de Răducu. Ai niște copii absolut minunati. Îi cunosc și sunt, de Sofi sunt îndrăgostită. Pe Răducu l-am văzut mai puțin. Sofia este minunată. Este absolut minunată și evident C și Răducu. Mulțumim. Știu că uh, ai trecut prin momente destul de grele cu amândoi. Uh -huh. Și aș vrea să te întreb, pentru că și eu am trecut prin asta și mă interesează foarte mult să înțeleg de la femei care au mai trecut prin asta. Cum gestionează o mamă suferința aia groaznică și copleșitoare când îți vezi copilul că suferă? Ah, în primul rând, când s-au întâmplat lucrurile cu Sofia, uh, eram extrem de tânără, Habar n-aveam de capul meu, habar n-aveam să mă autoregle singură, să mă controlez, să nu mă duc în scenarită. Asta am învățat de-a lungul anilor. Ok, e fain, ești actriță, e mișto, duci departe, rău de tot, înțelegi, dar pe de altă parte, sora mea, nu e realitate, trezește-te. Și de câte ori mă simt așa că am plecat în porumb, înțelegi, eu zic, băi, băi, stai, frână. Nu e realitatea. Nu asta e realitatea. Um, repet, au fost ani de, ani de anxietate, a fost agravarea bolii autoimune psoriazisul, a fost deteriorarea relației cu soțul meu, în care evident era foarte ușor să dau vina pe el, că tu nu faci, că nu, tu nu dreci, că nu ești acolo niciodată, că nu-ți pasă. Păi da, că eu sunt mereu și aici vorbim de internările, de spitalizările și de fiecare dată când simțeam că mie îmi venea să fug din spital și el la rândul lui, acum, cred că acum mi-a venit ideea, când îi spuneam, te rog eu frumos, vino să stai și tu și el făcea, eu n-am cum să vin să stau, că sunt bărbată, dacă stau să o dau și el fugea la rândul lui, înțelegi? Și era pe variantă, era mai ușor, tu ești mama, tu trebuie să stai, știi? Mi uh, era extrem de greu să o văd în suferință, și era pentru mine de neconceput că se poate schimba un pronostic al unui copil sănătos care a venit pe lume, și că cum să am eu un copil care să aibă treaba asta. Ca să înțeleagă cei care ne urmăresc și ca nici copilul meu să nu trăiască cu nu știu ce gânduri, auzind acest videoclip poate în timp și ani, să că ce a fost cu mine. Sofia a fost diagnosticată mulți ani de zile cu convulsii febrile. La momentul respectiv, când am fost duși cu ambulanța, a fost prima noastră ieșire romantică, când avea Sofia 9 luni de zile, am lăsat-o la mama mea și la 3 dimineața m-a sunat și mi-a zis bine -o, că e Sofia rău. Și eram... Băi, am visat Că eu până atunci nu m-am dezlipit de ea, adică era prima oară și zic, bă, nu cred că am visat. Și pe aia zic, nu, nu cred că am visat și am fugit. Și am ajuns, am găsit ambulanța, mi-am găsit copilul înconștient pe pat, mama panicată, tata a încercat să mă țină, am leșinat, am ajuns la spital și la spital mi-a smuls-o din brațe și mi-a spus, trebuie să-i luăm lichid din coloană să vedem dacă are meningită. Și pentru un copil care eu mi-am terminat filmările și am zis, eu vreau familie, eu m-am întregostit că asta am văzut la mama și la tata, că eu așa vreau să fiu frumos, să mâncăm împreună, să... frumos, așa, cu familie, cu nu știu ce. Am zis că crăp. Cu atât mai mult când am văzut o inconștientă, să-ți vezi copilul inconștient pe pat și să nu știi, a făcut stop cardiac, are vreo tumoare, are ce se întâmplă, de ce e inconștient? ce a, ce -a, ce -a declanșat treaba asta. N-a avut el a fost repetative. De fiecare dată când Sofia făcea convulsie febrilă, Mimi mi se făcea rău în casă și Dragoș era cel care suna la ambulanță, și era cel care întorcea într-o parte, și era care mă pescuia și pe mine de pe jos, dar în spital nu eram capabilă să fiu mama copilului, să fiu un rolul ăsta. E îmi venea să fug, efectiv, eram disperată. De-a lungul anilor și înțelegând totuși că a fi mamă nu înseamnă să ai un copil tipic, mm -hmm. înseamnă că oricând... Ți se poate întâmpla orice și mamă e și copiilor tăi născuți și copiilor tăi nenăscuți și copiilor tipici și copiilor atipici și este... Îți asum rolul ăsta că l-ai dorit. Și m-am reîntors în trecut când i-am spus lui Dragoș, noi nici nu încercam atunci să avem copil și am zis, uite Dragoș, zic dacă ar fi să nu avem copii, zic tu ți-ai dorit să-mi fiezi? Că poate nu-ți dori să-mi fiezi, iar eu mă văd mamă. Eu știu că pot să fiu mama unor copii și zic, eu atunci îi spuneam, aveam 18 ani și îi ziceam, a fi mamă nu înseamnă să dai naștere unui copil. A fi mamă înseamnă să știi să dai iubire. Ce nevoie mai mare pe pământul ăsta este pentru orice ființă? Iubire! Mm. Și el îmi zice, da, 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 zice, n-am o problemă cu fiatul, dacă s-ar pune problema să nu putem să avem copii, sunt perfect de acord, nu să avem noi copilul nostru, ci să dăm, exact așa m-am exprimat, să dăm o șansă la viață unui copil, prin iubire. Întâmplarea a făcut că am rămas însărcinată cu Sofia, am născut-o pe Sofia, s-au întâmplat lucrurile astea și m-am reîntors la momentul ăla. Tu nu ești mamă pentru un copil perfect. Nu există perfecțiune. Tu nu ești o mamă pentru un copil care nu este din tipare. ci minunată. Am mai și cu ochii albaștri. Eu uite cum se poartă. Normal că eu am învățat-o. Că așa și pe dincolo și la la la. Tu ești mamă și la bine și la rău și pe viață și pe lumea cealaltă. Pentru că energiile nu se schimbă. Nu pleacă. Noi suntem făcuți să ne întâlnim pentru un scop. Sofia este Puterea mea de a merge mai departe, Sofia a reprezentat varianta lui Radu de a fi o mamă extraordinară și uh, altfel și dându-i aripi lui Radu, lucru pe care nu l-am făcut la Sofia, pentru că l-am tăiat din frică, din panici, din temeri, că e ce mă fac fără tine. Mi-aduc aminte când stăteam în genunchi la, la spital și spuneam, te implor deschid ochii că eu fără tine nu pot, ceea ce este un ego ceea ce este o, cum să spun eu, nu e o presiune, ceea ce nu este o smerenie deloc, pentru că am înțeles că copiii nu sunt și stai lui Dumnezeu. Și ei vin de acolo, dintr-o puternică rugăciune și dintr-o puternică dorință de a ști să faci bine și de a da mai departe. Lor, pentru ei, că dai aia au mâini și picioare. Deci cumva toată experiența asta cu, cu Sofi și toate momentele astea grele, grele, copleșitoare, în care poate ai vrut să, o parte din tine a vrut să fugă, o parte din tine a regăsit puterea să rămână, a schimbat cumva per, propria ta percepție despre a fi mamă. Da, um, cred că contează foarte mult. Eu trebuie să menționez că eu am venit uh, pe lume uh, prin faptul că tatăl meu a zis mamei mele, dacă nu păstrăm acest copil, noi vom divorța. Multă lume îmi spune mie uh, ce voce frumoasă ai. Este o voce atât de recunoscibilă dintre o mie, doamne, cât de frumos, doamne, nu știu ce. În fine, de-a lungul timpului am aflat că, de fapt, vocea mea cumva este o mână pusă la gât intrauterin, așa, și că de aici este și spectaculozitatea uh, timbrului meu vocal. Că o fi așa, că nu o fi așa, habar n -am. Cumva, știi, la nivel de logică se leagă. Uh -huh. Dumnezeu știe. Ideea este că eu mi-am dat seama că eu nu fug eu nu doresc să fug, eu mi-am dorit acest copil, eu mi-am dorit acest rol, nu pentru a mă împlini pe mine, nu pentru a mă împlini bărbatul, nu pentru a-mi ține bărbatul lângă mine, pentru că din momentul zero în care eu eram cu dragul și eu nici măcar nu eram gravidă, nu mi-am dorit să rămân gravidă niciodată, doar să se întâmple, Aulă, nu știu cum a fost, dar s-a întâmplat niciodată și lucrurile astea nu s-au întâmplat. Da? am zis, voi fi mamă pentru că mi-asum. Cu sau fără partener lângă mine? Nimeni nu-ți garanția. Cine stă lângă tine? Cine te ajută? Și plus că tranziția este, cum să zic eu, atât de diferită din momentul în care suntem noi doi, love-love, și apare copilul care schimbă dinamica. de nu să știi cum se transformă un partener ăla. Tu nu-l cunoști atât de bine, Ce? da? De Nici treaca. pe tine nu te cunoști atât de bine să zici, lasă că e ok, că știu eu cum să-l duc așa, ca să ajungem unde trebuie să ajungem undeva la mijloc. Nu! E o muncă continuă. Și lucrurile nu funcționează așa, de fapt. Și chiar și să zicem că sunt oameni care fac asta, până la urmă nu rămân. Păi acolo, da, tu ce un om? Adică exact. it's impossible, it's not ok. Omul ăla vine în tine ca să producă el schimbare. Că te pune față în față cu oglinda ta. Și eu asta, de exemplu, cel puțin acum în relația noastră, asta, spun mereu, eu sunt foarte colerică și de fiecare dată când sunt colerică, adică mă identific pe bunica mea, că m-au crescut, bun, crescut ambele bunici, bunica mea de la țară, dar ea a murit. Uh, și la un moment dat am fost preluată de mama mamei mele, când a, a fost treaba cu grădinița, că era de la București și așa, și bunica mea, care a fost orfană la rândul ei, care zicea de unde să știe iubire, a avut patru copii, are. Uh, a fost căsătorită, dar bunicul a înșelat-o, Înțelegi? Și pentru ea iubirea supremă era uh, el. El. Ea, la toți copiii ei, dacă nu erau toți tiple și nu stăteau drepti, nu se putea altfel. Și același lucru m-a crescut și pe mine, știi? Mm -hmm. Și îmi dau seama că o duc într-un ton exagerat, că o duc într-o chestie, uh, cum să spun eu, că poate aș putea să folosesc alt ton. Dar, pe de altă parte, se activează mine în care eu zic, eu vreau parteneriat 100%. De exemplu, când vorbesc cu foarte multe femei care mă întreabă și doamne, că dragoș, că e așa gospodar și că e lângă tine și uite, l-am văzut că plimbă copiii, de parcă zici că mama să plimbe proprii lui copiii așa, o chestie și am zis, nu, ați înțeles, ai treaba lui. Nu e, e, sau, sau, să spun, e și treaba lui, pentru că noi avem două roluri. Noi suntem iubitul iubita, care este complet separat. Noi suntem mama tata, care este complet separat, și suntem mama și tata, care suntem separat. Eu, într-o parte, într-o parte, și fiecare dintre noi trebuie să știe să-și facă treaba. Pentru copiii lui, da. pe care și-a dorit, repet, pe care, pentru care uh, am, am muncit, mă rog, în sensul la nivel de dorință, știi?

și urei go on, știi? că la un moment dat, da, și eu am crescut. Adică, m-a luat o copilă, eu mă apropii de 40 de ani și te întreb, da, vreau eu să mai pun cărămidă, mai merită energia mea? Adică, ok, am înțeles că omul e așa, 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 așa. Eu sunt așa, 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 așa. Am înțeles că nu vrem să ne schimbăm. Avem niște șanse de reușită să continuăm să avem bătrâneți fericite dacă noi, la nivel de comunicare, nu știu, pe chestii banale, păi, da, eu am întins rufele și tu nu le-ai strâns. Mm -hmm. Și discuții din astea, știi, adică n asta în rufele strânse. Da, spuneam că suntem în încă, pentru că aud există mentalitatea asta foarte prezentă, că femeia are grijă de copii, femeia are grijă de casă și sunt foarte mulți bărbați care, da, nu-și plimbă copiii, sunt foarte mulți bărbați care nu se implică, dar asta este, cumva, cum ai spus și tu, este foarte greu și greu de dus pentru copii și și pentru partener. Eu nu am lăsat garda jos Bianca, să știi că asta mi s-a spus și mie. Soacra mea, care este o femeie minunată, Uh, Dragostea singur la părinți uh, Este o femeie Nu, nu te-ar da la o parte nu Dacă iar trebuie să stai nemâncată Ar ne nemâncată doar ca să-ți ofere ție știi? Uh, El asta a văzut acasă Mama lui la patru dimineața trezindu-se Că tatăl lui pleca la uzină, Mama lui s-a ocupat de el non-stop din, din, toate perspectivele. Tatălui cumva a fost uh, părintele sponsor, ca să zic așa, pentru că venea cu partea financiară, cu siguranța familiei și așa mai departe, cu partea asta să ajungă copilul bine la facultate, că totuși om avea o poziție în uzină și așa mai departe, dar de emoțional varză. Și li am spus, când mie mi-a zis, dar asta e treaba ta, eu am nebunit, mi s-a făcut părul așa. Pentru că eu pe tata l-am văzut când spălarul fele că cadă, că nu aveam mașină de spălat. Eu pe l-am văzut când mă căra pe la activități. Eu pe tata și pe mama am văzut pe amândoi la cum se numesc astea, la ședințe, la părinți, când nu putea unul venea celălalt. Eu pe tata l-am văzut că îmi făcea de mâncare când mama nu știu, se simțea rău și făcea mama se simte rău și trebuie să o lăsăm în pace. Înțelegi? Și eram, what? This in my life, in my family? No way! Și era lupta asta, înțelegi, între, zi mai el asta a trăit și făcea femeie, dar asta e treaba ta, ce mă țâncăm pe mine, că de ce nu plim copilul, că de ce n-am schimbat copilul de Pampers? Și am militat foarte mult și am simțit că ar treaba nu știi viața unde ne duce. Uh, nu aș vrea să ajungem în punctul în care peste noapte să nu fiu și nu mă refer aici la despărțiri. Se întâmplă nenorociri, că se întâmplă, da? Tu ce faci? Tu nu știi să fii tată la copil? Tu vrei să te ia, adică din, nu știu, să te ia așa pe neprevăzute, să habar n să faci o supă, o ciorbă, pe bune, să nu știi să-ți învelești copilul noaptea, să nu știi să-i dai un pupic, să nu știi să fii prezent la serbări când ești taică și trebuie să fii acolo? Nu există ceva mai important. Am zis, treaba ta începe din momentul în care intri pe ușă, nu din momentul în care pleci. De făcut bani, toți facem bani. Da. Treaba ta, ca nivel emoțional pentru noi, ca familie, și să fim bine, este momentul în care închizi ușa. Tu trebuie să fii providerul nostru emoțional. Doar așa putem să funcționăm. Și eu al vostru și copiii noștri către noi. Dacă noi nu ne conectăm emoțional, la ce crezi că o să intereseze pe fita sau pe fitu că a stat -a în vacanță de schi în Italia și s-au cheltuit nu știu câte mii de euro. S-a prescris, nu contează, o să-i se by default, că e ceva natural. Nu aia trebuie să-ți rețină copilul. Copilul trebuie să rețină că atunci când ai urlat la ea, trebuie să-i spui și ceva, Sofia, îmi cer iertare. Și știi de ce îmi iertare că nu era despre tine, era despre mine, dar tot nu convine ceea ce ai făcut. Pentru că, așa, 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 așa. Dar vezi tu, că noi venim cu ambele modele. Ea vine cu modelul de la din familia ei, el vine cu modelul din familia lui. Practic, venim și și de iubit, știm să iubim diferit. că, sunt Normal, că diferite de iubire și diferit. Da? Cât ți-a luat sau cât de greu a fost procesul ăsta de a vă armoniza și ce ai spus mai devreme, ai muncit de 17 ani, Tot încă nu mai suntem, muncești? Nu suntem armonizați, nu suntem armonizați, pentru că pentru mine sunt niște lucruri foarte simple și apar banale și nu înțeleg ce e atât de greu să comunicăm atât de simplu și pentru el, adică dacă eu îi spun, uh, vezi că țipi, el spune, dar nu țip. Uh -huh. Și intrăm, adică într-un conflict din asta în care și zic, bă, adică ți-am trimis din astea motivaționale în care, nu știu ești, reactiv să zici atâta, îmi pare rău, nu știu, cu ce te pot ajuta, banalul, cu ce te pot ajuta, pentru că este ca un balon din ăla cu heliu. Sau dacă îți vine, te mănâncă gura aia, înțelegi, să spui ceva. Dar tu te puțin pe balcon, înțelegi? Zidă ce vrei tu, de sus până jos, așa, și întoarce-te. Și că să vezi că e diferit. Nu. Intră acolo, intră acolo și la un moment dat de asta spun că și eu stau să mă întreb. Mai pot? Da, exact. Nu e ca și cum, că nu vreau să se înțeleagă că vai cum este el și că, cum sunt eu, că nici eu nu sunt vreo sfântă. Eu sunt, repet, foarte reactivă și sunt foarte colerică. Adică dacă mi-ai apăsat butonul, te-ai iar să înțelegi, sau e bombă cu cea să care butonul tău? Butonul meu este că eu plec. Ideea este că el nu mă lasă să plec. Eu plec tocmai pentru a detensiona situația. Dar când vrei să pleci? De ce vrei să pleci? Pentru că el intră în conflict și pentru că nu are capacitatea asta de a se opri. Adică eu pot să te înțeleg că ești în furie, dar o ține langă. Adică, deci nu, pe ceva v-am banal, nici nu pot să... Rufele, hai să dau un exemplu, da? Eu fac foarte multe lucruri, <laughs> cred că o să se distreze oamenii la podcastul ăsta, dar o să înțelege, aici e impro show, înțelegi? Nu e la discuție cu terapeutul. Rufele, deci vă știți, petelor, care-i treaba acasă. Nu se vede că eu frec cu periuța calcarul de la chiuvete, nu se vede că eu iau uh, uh, nevoia motanului, nu se vede că eu până a venit el, înțeles, s-au făcut și teme, am și spălat, uh, am și răspuns la mail-uri, ce se vede, am mai produs și niște bani că s-a întâmplat un proiect, se vede că nu s-au strâns rufele alea, că el le-a băgat la spălat și că e un ajutor pentru mine și că el de ce s-a întors acasă și vede rufele alea, știi? Că tu ai avut atâta timp. Știi? Că eu am avut atâta timp, că el s-a dus la birou și o ce fac? Ce fac? Dar nu e spus să se uite pe stories? Știi? Că tu pe stories spui ce faci. Nu, el nu, e, rog, el nu există pe conturile sociale. I am spus când i afla cu ei și o altă familie, are copii de întreținut, că altfel nu-mi explic, știi? Și am zis de la, o, o, o adică de la un subiect atât, de, cum să spun eu, băi, facem operații pe creier, ai nebunii despre ce vorbim, versus să intri în casă și să zici, femeie, cum ți-a mers ziua? Cum ești? Ce ai făcut astăzi, știi? Noi suntem, ia uite, mă, am băgat la seară și tu nu le-ai Dar ce faci, mă, n-ai să le strângi astăzi? Păi tu când pui problema așa, dar ce faci mă, tu n-ai avut timp să le strângească e direct bullying la adresa mea, ce era hate, ai făcut tu toată ziua femeie, că m-am dus la muncă. Ok, și în momentul ăla devii și tu reactivă. Și ce faci? Nu, în momentul ăla eu am învățat să spun, zic, da, n-am avut timp și încerc să explic argumentat, fără a fi victimuța în scuze. Mm -hmm. Numai că omul nu aude. Nu. Că nu se duce direcția până acolo, aude doar ce vrea el, că la apucă draci, că sunt rufele acolo și că de ce nu sunt strânse, înțelegi? Și am zis, așa nu se poate și așa nu se va putea, pentru că ce să vezi surpriză, nu întinerim, îmbătrânim și știi care e treaba? Lucrurile se înrăutățesc, adică nu se îmbunătățesc și dacă noi stăm să avem discuții despre rufe, e nasol. Pentru mine, pentru că eu ca femeie am nevoie de alte lucruri și dacă tu nu știi să le faci, Zic, e și mai nasol, pentru că noi trăim într-o lume în care avem acces la diferiți oameni, la diferite căutări, la diferite. Dar trebuie să vrei, eu n-am cum să te împing, că eu o să pot să vorbesc ca papagalul mult, că vorbesc degeaba. Și cum se stinge focul ăsta? Uh, unde ai zis că vrei să pleci în vacanță cu mine? <laughs> el asta nu se stinge. Asta, forma lui asta e forma lui de a-și cere scuze. Nu, el își cere scuze. Noi nu -avem, avem ambiții din asta. Niciodată n-am să acertați. Adică noi intrăm în conflict foarte des, că ele, ele berbec, eu sunt săgetător, adică n-ai cum. Dar, pe de altă parte, noi n-am să certați niciodată. Adică, nu, eu nu sunt nici o genul de femeie care să zic, mi-ai făcut mai mi drept, stau supărată, dar ce fac? Stau să deci pierd nu, țineți, viața. nu țineți, nu țineți supărare unul pe celălalt. Niciunul dintre noi. Și dacă stau să mă raportez la mine, și deși sună prost, și cei care ne urmăresc să zic că ia, uite, mă, ce impresie bună are despre ea, dar e o realitate. I-am zis, eu nu prea ți-am făcut lucruri, adică care să conteze atât de mult încât să-ți supărare, să zici, am nevoie, nu știu, trei luni să nu mai o fața aia. Au nevoie puțin, știi? Nu prea s-au întâmplat. Iar eu, asta mi-a zis și el, că sunt extrem de iertătoare, dar sunt iertătoare pentru că nu mi-aduce nimic bun să stau să țin furie. La ce folos? Nu mi-aduce bun. Și plus că, repet, adică sunt niște subiecte ai fi în serioși, pe bune. Și deci vă reconectați în momentul în care, nu știu, se. Noi funcționăm foarte bine. Uh... Funcționăm foarte bine sexual. Și cred că asta contează foarte mult. Și le contează foarte mult că eu ca femeie, nu, prin acest simplu fapt că eu nu țin supărare, pe el îl ajută să se apropie de mine și cumva să-l valideze pe el ca bărbat. Nu îl învinovățești, nu l faci să simtă vinovat. Nu. Adică nu e primești sau îți ofer, las, când te schimb tu mai vedem. Sau îmi cumperi și negociăm, îmi cumperi ceva, îți dau ceva, mă duc într-o vacanță, eu niciodată n-am cerut nimic pentru mine că n-am nevoie. Sunt suficient de uh, ok încât să-mi ofer ceea ce am nevoie. Eu am spus că am nevoie doar de o comunicare Bună. De ce? Ca să nu facem circ prin casă? Pentru că avem doi copii și am zis, fimea când va fi mare, eu nu vreau să fie cu unul care uh, se crizează că de ce nu s-au strâns rufele. Dă-le naibii de rufe pe românește, da? Eu vreau când fimea va fi în casă să intre unul în casă care îi spune, iubita mea, cum ți-a mers ziua? Că se poate. Dar de ce crezi că el vede... Rufele nestrânse și nu vede restul lucrurilor. Pentru că el este numai. un matematician. El este un om al calculelor. Este un om exact. Eu îl înțeleg și fixire, ziceam. Eu te înțeleg când vezi. Avem la bucătărie, avem un bladin în asta de jur în jur și eu cumva eu mereu le strâng, ale n mereu se adun. <laughs> Înțelegi? Dar credem că de fiecare dată de cumva vreau să le strâng, dar pe de altă parte sunt întreruptă de copii. Ba, și nu eu, scuze, e o scuze, în realitate. Ba că Sofia are nevoie de ceva, ba că Radu ai cu mine la baie, ba că daia, ba că daia, ba că trebuie să tăiem de gătit, ba că acum am e foame, punem să mănânc și... na, Radu nu poate să pune de mâncare. Pe Sofia am, am ajutat-o să fie independent în lucrurile astea, adică la cei 11 ani, dar Radu nu poate să pună singur de mâncare. Și am spus, azi, așa, mâine, așa, și se întâmplă lucrurile în felul următor, știi? Și el, fiind un om, credem, la el în șifonier este țiplă. La mine în șifonier, dacă deschizi, adică încerc să fie țiplă, dar nu prea e. Mai vezi o haină întoarsă invers, le mai vezi burdușite. Adică tu și îți dai voie să greșești? Eu îmi dau el... voie să fiu cum sunt. Da. Iar ele cumva. Iar dorește, este, nu să poate fi... să funcționeze așa, adică Chestia asta îl deranjează. Noi, ca să înțelegem sufragerie, avem o canapea, un covor, un televizor, o bibliotecă care este ascunsă și un um, rastel foarte micuț de jucării pentru Radu, care este și el ascuns. Iar jucăriile, Radu când se joacă spune, dar m-am săturat să le văd că le împrăștii. Și eu încerc să-i explic, dragoste, dar vorbim de un copil de 3 ani, adică bucură-te că se joacă, frate, că nu-i la pata, ai nebunit. Adică un copil care se joacă, asta trebuie să facă, să se joace. Păi da, dar nu face decât să le împrăștie. Păi da, da, e joaca lui, ești tu pe covor cu el și a inițiat nu știu ce joc de rol și nu știu eu. Știi? Adică la modul ăsta avem percepții complet diferite. Înțelegi? Pe mine tata mă lăsa să intru în casă și să, nu știu, era o casă casa în construcție la țară și mă lăsa să vin cu copii și să sărim de pe scânduri și să facem nu știu ce. Mama acasă pe mine mă lăsa să scriu cu creta pe uh, uh, dulap, că eram doamna profesoară și îmi puneam păpurcile. Înțelegi? Pe când în cealaltă, nu știu cum a, -a fost și nu fost, nici nu mă interesează, probabil, că nu s-a întâmplat, întâmplat așa, dar nici nu mă interesează că nu-i treaba mea. i-am zis, asta e familia ta, pe mine asta mă interesează. Și cumva trebuie să ajungem la uh, unitar, nici ca mine, nici ca tine, că nu e fair play, dar nici să fim nebune așa, adică să avem discuții care să ne consume energia pentru ce? Eu pot să-ți respecti niște limite, dar tu poți să nu respecti niște limite când îți spun, bă, oprește-te puțin din crizele astea. Tu te respiră. Respiră și caută-mă după aia, după 10 minute. Nu. După, bă, după, după, mine o să, cred că o să primesc foarte multe telefoane pe acest podcast. Uh, da, și o să... Da. Dar mi-a spus tot ceea ce spun. Important că în vacanță după aceea. Nu, și că nu important re... este că mergem nu, în vacanță. Că vă important reconectați, asta important vreau să că, zic. Important este că au trecut 17 ani și că încă suntem acolo. Pentru că, așa cum spune și el, tu poți să vrei mult și bine, că dacă nu vreau și eu, este degeaba și așa este. Copiii ăștia nu au venit pentru că eu mi-am dorit și pentru că ne-am dorit, copiii ăștia nu au venit ca să ne cumpere nouă fericire și ca să ne împlinească pe noi că eram niște triști și că asta este direcția și că trăim sub stinga societății. Trebuie să faceți copii, trebuie să vă căsătoriți, nu, nu trebuie nimic în viața asta și eu așa sunt. Um, și el și-a dorit să fie tată, s-a văzut tată și este un tată extraordinar. Eu știu că mâine, dacă noi, nu știu, decidem să o luăm pe drumuri diferite, el va putea să fie un tată în continuare extraordinar, cu minusurile care sunt, că asta este, avem cu toții, cu toții lecții, le de, da. Da, lecții de luat. Um, sau, în situații mai grave, la fel uh, va putea să aibă grijă de copilului, ba mai mult el în continuare își și dorește al treilea copil. Și am zis, no way. Jose, că zic cu doi copii poate te mai a cineva, cu trei m închis de tot, s-a închis cercul iubirii, înțelegi, glumesc. Dar i-am zis, uh, cunosc limitele și uh, pe cât de frumos ar fi să ai foarte mulți copii și casa plină cu copii, um, eu chiar sunt în această tranziție de a face lucruri și pentru mine. Mă bucur da. că ești în această tranziție și că mă bucur că a existat perioada aia acum 6-7 ani sau mai mult uh -huh. 8 ani în care da. ai putut să te pui și tu pe tine pe primul loc. Da. Nu cred că s-ar fi întâmplat lucrurile așa dacă nu ai experimentat tot ceea ce am experimentat atât de devreme, adică să ai un job la 16 ani, să încurci rolurile, adică tu să fii providerul familiei și să-ți aju să ajuți familia când tu de fapt ești copilul din familie, să-ți dorești să fii soție, mamă și să fii acolo full time, eu de 11 ani cresc copii. adică eu banii pe care am câștigat au fost din proiecte și în așa fel încât să nu stric dinamica familiei și flow -ul. și am fost acolo pentru el și el are această libertate de a pleca când dorește, cum dorește, într-adevăr la birou și pentru tot pentru familie cum ar veni, dar i-am zis mâine la final eu sunt doar o actriță în acte, eu nu sunt o actriță în care mi-am îndeplinit visul meu de a fi acolo a, a fost un șoc pentru mine că anul trecut da, nu trecut. În fine, ne-am apucat noi pentru o piesă de teatru în regim uh, independent. Uh, S-au întâmplat niște lucruri, n-am mai putut să continuăm, și la un moment dat mi-au propus să uh, vin să joc la notara. Era un spectacol deja ridicat pentru copii. Uh, și zic, uh, ok, hai că vin. mi a propus să plec în țară. Am zis că nu plec, pentru că erau copii, și am venit în țară, am venit la București. La notarea este și locul unde eu mi-am terminat licența, adică apropo de cercurile cerurile închise. Cercurile care se închid. Cercurile Profesorul meu care îmi spunea nu o să fii niciodată pe scenă, nu o să faci nimic în viața asta, nimic, așa. <laughs> și eu eram pe scenă. Și, dar priveam așa cu detașare. Când ajungi, că fac o paranteză, să fii neutru, ale cel mai mare câștig. Exact, nu ăla. emoțional. Ne și am jucat, eram pe scenă și apar pe scenă și văd pe oameni că s-au ridicat în picioare și au început să aplaude. Băi, deci a fost momentul în care mi s-au mai închii pentru că mi-am dat seama că publicul mă așteaptă. Uh -huh. Și ce o să faci pentru asta? Pentru Ei, în acord ăla. cu ceea ce simt și eu, adică cu lucrurile pe care doresc să le fac. Înțelegi? Am așteptat și nu o spun ca pe o scuză, am așteptat um, că Radu să intre la grădiniță și chiar dacă este cu ping pong o să acum e răcit și cineva trebuie să stea cu el și by default sunt eu, dar știu, la fel ca la Sofia, că lucrurile astea vor trece, că voi avea din ce în ce mai mult timp la dispoziție și voi putea să mă organizez și mai bine. Diferența este că din frustrarea pe care am trăit-o la Sofia în calitate de mamă mă refer, nu avea legătură cu copilul și faptul că eu am spus că să nu avem ajutor la nivel de bonă, că Dragoș tot timpul s-a oferit să a pe cineva și am zis nu, acum a fost o chestie asumată. Și cumva e o treabă în care am zis, când mă mai apuc așa, știi că mă mai apucă, n-ai cum, adică n-ai, e greu, e pe genul, uh, de ce te stai că nu înțeleg, de ce ai discuțiile astea cu tine? Că tu ți-ai dorit Omul s-a oferit, hai să plătim pe cineva. Ce ai spus? Nu. Mm -hmm. Mama vrea să vină la tine. Tu îi spui, nu, mamă, vezi de bătrânețea ta, ocupă de, de tine. Uh, oamenii ți-au oferit să pleci în țară, să joci spectacole. Tu ai spus, nu, trebuie să fiu cu copii. Și atunci? Știi? Okay. Și mă ancorez în realitate și înapoi nu scenarită, ci în realitate. Deci asta e decis la momentul zero, asumă-ți-o până la capăt. Știi? Și când o să te mai vedem? Pe scenă și unde te mai vedem pe scenă? Cred că este un timp pentru toate. Momentan nu pot să spun unde, fiindcă realmente nu există deocamdată nimic. Există niște discuții de proiecte și așa. Este foarte greu cu atât independent. Și de ce spun asta? Pentru că sălile sunt foarte costisitoare, adică pentru a se juca la notarea a fost o sumă foarte mare pe care nu o să o doresc să o divulg. Și imaginează că din suma aia foarte mare au trebuit plăti sunetiști, luminiști, uh, uh, chiria să chiri... păi nu, chiria sălii, dar care era astăzi, pe lângă aia, a fost asta asta, costumele, banii producătorilor, banii pentru actori și nici nu vreau să intru acolo ca să spun onorare actorilor. Da? Și atunci, da, nu că e greu, și asta îmi spuneau și fetele, nu știu de ce priviți lucrurile așa. E o alegere. Eu am zis că eu doresc să fac bani. Iar eu nu-mi doresc să mă vând uh, doar ca să fie, pentru că eu asta am terminat, că sunt actriță și că eu trebuie să fiu în fața publicului și că aia e, adică tu cumva trebuie să go with the flow, dacă te duci să pui voce și ți-a oferit 0,10 cenți, euro centi, asta este, tu bucură-te că ai fost căutată, că e vocea ta, I don't care, eu vreau să am calitatea vieții, eu vreau să-mi permis să mă duc la doctor, eu vreau să-mi permis să mă duc în vacanțe, eu vreau dacă fi mea în cere, nu știu ce să-i spun eu nu, pentru că consider că nu e potrivit pentru ea și că nu facem consumerism pe niște Adidas care costă 6 de lei și ne luăm din altă parte de 100 de lei care sunt la fel de buni pentru că oricum nu și se îngrijești și să faci treaba, dar să fie decizia mea. Ok, deci nu vrei să, deci nu, nu a altora să de să exploatare. Despre asta este vorba și atunci eu am spus că sunt convinsă că este un timp pentru toate și sunt convinsă că ce al meu e pus deoparte, că doar de-a lungul timpului, adică proiecte au existat, refuzurile au fost totale mele și nu cred că am ajuns în punctul ăsta al vieții în care lucrurile să nu se mai întâmple. Adică nu, sunt foarte, foarte cu energia deschisă, știi? Este o dorință la ce nivel? Nu de a fi văzută și de a-mi îndeplini mie niște lucruri. Chiar tot fetele cu care m-am întâlnit aseară îmi spuneau, da, Tili, voi cum vă simțiți așa când vă oprește lumea pe stradă și trebuie să te simți așa într-un fel? Și am zis, băi, nu vreau să sune ciudat. Acum am vorbit din perspectiva mea. Cu siguranță fiecare om are nevoie de validare și este frumos, că așa e frumos să fie și la un orice job și na, că ești la un birou și că na. Dar zic că arta în primul rând nu are preț, Adică pe artă este foarte greu să pui un preț și în al doilea rând eu, eu nu am făcut treaba asta pentru oameni. Eu nu am făcut ca să mă valideze pe mine. Și eu nu am făcut asta de eu acum voi fi actriță și mă voi duce să le fac cu oamenilor o bucurie. Nu, eu am făcut treaba asta pentru că eu mă simt fericită pe scenă și pentru că mie îmi face plăcere să fiu acolo. Dar nu oricum. Nu când mă duc la un teatru și vreau să deschid un robinet și n-am cu ce. Vreau să mă spăl pe mână când vreau să-mi fac o nevoie fiziologică și nu e hârtie igienică. Da? Lucrez șase luni pe repetiții neplătite, pentru că asta este domeniul uh, domeniu și sistemul și apoi când te duci la spectacol, tu te întorci acasă și ai niște cumpărături la mega și aia a fost renumerația ta pentru spectacol. Pentru că ce să vezi? Ca mine mai sunt alții încă 20.000 care vor să joace. Sările sunt aceleași. Nu poți să joci într-una, ca să zice volum, la asta nu contează. Ai jucat acum, dar mai ești săptămâna viitoare sau e de doar pe săptămână și tot așa. Suntem atâția. Și atunci întrebarea mea este, do I want this? And I said, no, apropiem de sfârșit. Din păcate, deși cred că am mai fi am mai fi putut sta, cel puțin două ore, trei ore, dacă nu până mâine dimineață. Ai regrete? Regrete? Am regrete, se spune că trecutul nu mai poți să-l în prezent și atunci ar fi cam stupit să spun că am regrete. Îmi pare rău că mi-a luat totuși atâta timp să fiu cea care sunt astăzi, în sensul în care mi-aș fi dorit să-mi văd mai mult de libertatea uh, vârstei. Adică atunci când era Sofia, când, mi, când Dragoș îmi spunea hai să plecăm, hai să facem, hai să dregem și eu ziceam nu, nu plecăm, nu facem sau luăm copilul după noi, cu noi. Nu regret că am făcut treaba asta pentru că i-am spus Sofiei îți voi mulțumi infinit în zeci ești... Nu există, deci nu există cuvinte la adresa ta și îți mulțumesc că ești în viața mea. Dar îmi pare rău că, uite, ea evident crește se face mare, eu nu mă mai pot reîntoarce în trecut, iar eu i-am spus lui Dragoș, încă după 17 ani, eu cred că noi nu am consumat iubirea dintre noi doi. Și relația dintre noi doi. Și mi-e dor de el, și mi-e dor de noi cum eram, știi, așa. Uh, cu noi, așa, în care na, să nu pleci, hai să vedem cu cine lăsăm copiii, trebuie să te întorci la ora aia, că începe școala, ne întoarcem în sâmbătă, că duminică mare e niște teme sau chestii de genul acesta. Și mi-e dor de noi și îmi pare rău că nu am ascultat de la, la momentul potrivit. Îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, ca și familie, fiindcă nu știu dacă este iubirea mea, iubirea mea, vieții mele, nu știu și am spus-o și lui. Uh, cred că într-o viață poți să ai mai multe iubiri și cred că fiecare sunt complet diferite și fiecare vin pe uh, ceea ce ți-ai dorit în momentul respectiv. Știu sigur că din iubirea mea față de el l-am văzut tatăl copiilor mei, pentru că dintre noi doi eu am fost cea care i-am spus tu vei fi tatăl copiilor mei când aveam 18 ani și el s-a panicat, că e diferență de 10 ani între noi doi. Îi mulțumesc că, deși n-am avut. Uh, ne-am pierdut trei copii. Uh, nu a încetat să-mi fie alături, fără să pună presiune pe noi, la nivel de cuplu, și din a face o obsesie din asta, din a avea al doilea copil. M-am reasigurat că el poate să fie tată și altui copil, adică, că, nu este, adică că, că poate să dea iubire, că despre asta este vorba. Eu mă tot întorc la iubire, știi? Așa. Și că împreună cu noi, așa cum suntem nucleul nostru, este familia noastră, cu bune și cu rele și că este familia pe care mi-am dorit-o, familia pentru care am muncit, familia pentru care sunt acolo de atâția și de atâția ani și știu că indiferent unde ne va duce viața, eu știu că o să-i spun mereu că o să onorez ceea ce am trăit și că eu nu o să pierd niciodată un soț. Înțelegi? Pentru că eu mereu l-am avut, mereu o să am un prieten. Ah, ce frumos! <laughs> Îți mulțumesc tare, tare mult! Pentru nu plăci! Da, eu... Da. Ce frumos, ce frumoasă declarație frumoasă de dragoste Da, păi na, e artista din mine Vă păcălesc ușor Mulțumesc frumos Da, să știi că și el mereu îmi spune Și eu îți mulțumesc Îmi spune frumoasa mea de 17 ani Și nebuna mea știi? Da. Și eu vă mulțumesc Și na, ce să zic Ideea este că ca să facem lucrurile să funcționeze Nu renunțați Și nu renunțați ușor E ce mai ușor să pleci E greu să stai, da? să muncești acolo, da. să fie bine da. pentru toată lumea. Dar instinctul nu te minte niciodată. Știi? Uh -huh. Da.